Vă spun bun venit și în seara aceasta, dragi telespectatori, și bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Cred că încă de când eram copii, eram animați și foarte încântați atunci când auzeam povestiri și povești cu eroi care erau neînfricați și care înfruntau problemele și care aveau tot felul de provocări pe care până la urmă le rezolvau. Nu prea eram inspirați de oamenii lași, de oamenii fricoși, de oamenii care fug de responsabilitate, pentru că asta categorie de oameni o întâlnim cam peste tot și vrem ceva care să iasă din comun. Ne doream ceva care să ne inspire, să ne dea curaj, să ne ajute să rezolvăm provocările din viața noastră. În seara aceasta aș vrea să vedem că sub nicio formă credința nu poate fi asociată cu frica și cu teama aceea disperată în care pierzi tot controlul și în care devii un laș. Deși modelul acesta de palid lămâior, slujitor al lui Dumnezeu, este din ce în ce mai promovat în mediile bisericești, aș vrea să spulber această idee că a fi fricos, a fi temător, a fi un om care nu se aude când vorbește, înseamnă a fi spiritual. Departe de gândul lui Dumnezeu lucrul acesta. Frica are de-a face cu păcatul, frica are de-a face cu necredința, frica are de-a face cu tot ceea ce înseamnă în afara ariei de protecție a lui Dumnezeu. Prima dată le-a fost oamenilor frică atunci când au păcătuit, atunci când au călcat porunca lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu i-a căutat, ei au răspuns, păi m-am ascuns pentru că mi-a fost frică. De ce ți-a fost frică? Pentru că ai păcătuit, pentru că ai călcat porunca. În seara aceasta aș vrea să vedem în ce direcție ne îndreptăm. Suntem în zona de frică sau în zona credinței? Și am pus titlul prezentării în această seară, Frica sau Credința? Dacă citim cartea lui Daniel, și nu doar cartea lui Daniel, povestirile despre marii oameni ai credinței, o să vedem că ei ne inspiră tocmai prin faptul că nu le-a fost frică atunci când situația era disperată în viața lor, atunci când treceau prin niște provocări de nerezolvat din punct de vedere omenesc. Frica sau credința? În povestea vieții lui Daniel și a prietenilor săi, vedem că au avut situații limită în care puteau să găsească tot felul de scuze prin care să renunțe la credință, la principiile lor, la valorile pe care le-au primit în copilărie. De altfel, am putea să îi luăm drept fraieri pe toți oamenii care au murit pentru credință, pe toți martirii, pe toți cei care au suferit în pușcării, pe toți cei care ar fi putut să scape dacă făceau compromisuri în viața lor, dar n-au făcut lucrul acesta, în comparație cu toți isteții care găsesc explicații la actele de lașitate și de trădare. Păi stai că e vremea așa, e legea așa, e perioadă de carantină, e perioadă de urgență, e război și întotdeauna îți găsești explicații. Însă, de multe ori, când viața te pune față în față cu situații de criză, ai două posibilități, renunți la principii sau mori. Dacă supraviețuiești sau nu, asta rămâne de văzut. Dar alternativa care ți se pune în față este aceasta, renunți la principii sau mori. Daniel, anul 605, momentul în care a fost luat prizonier împreună cu prietenii săi, Nebucadnețar a venit în țara lui Iuda, a luat acea tură de robi pe care a dorit să-i aducă în slujba sa. Pe unii dintre ei, care erau de neam ales, de viță boierească, i-a ales ca să fie în preajma lui, să-i formeze după școlile Babilonului, după gândirea Babilonului, astfel încât să fie niște slujitori credincioși. Dar prima dată, înainte de a ajunge un slujitor credincios în slujba împăratului, trebuia să fie spălat la creier. Trebuia să uiți ceea ce ai știut până atunci, trebuia să-ți uiți inclusiv
identitatea pe care ai avut-o, să ți se schimbe numele și să primești un nou mindset, cum se spune, adică o nouă setare mentală, astfel încât să corespunzi profilului de cetățean babilonian. Nimic nou sub soare. Oricine vrea să te manipuleze, oricine vrea să te controleze, prima dată trebuie să te spele la creier și după aceea să-ți implementeze planul sau programul său, astfel încât să poți fi un executant, bineînțeles, mai de jos sau mai de sus, un executant slugă sau un executant slugă de lux, care să poată corespunde unui anumit program sau tipar. Și, bineînțeles, că în acest program le era prescris inclusiv ceea ce trebuia să mănânce. Atâtea grame de purcel, atâtea grame de cățel, atâtea grame fructe de mare, atâtea litri de vin și așa mai departe. Și bineînțeles că aici nu puteai să negociezi decât cu un anumit risc. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 8, cartea lui Daniel, capitolul 1, că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Foarte interesant. Să nu te spurci cu bucatele alese ale împăratului. Lumea aceasta are multe spurcăciuni alese cu care poți să te spurci sau nu. Și oamenii le consideră niște lucruri extraordinare. Să nu mănânci asta, să nu faci asta, să nu faci cealaltă. Însă Daniel știa din copilărie ce trebuie să mănânce, ce nu trebuie să mănânce și a luat hotărârea aceasta să nu se spurce. Renunți la principii sau mori. Și s-a dus la căpetenia famililor dregători pentru că fusese făcut famen împreună cu prietenii săi de către babilonieni, ca să-și ia babilonienii de o grijă. Nu mai aveți treaba femeilor, nu mai sunteți ispitiți de ele, vă facem fameni și de azi înainte mergeți doar după poruncile împăratului. Era o practică cât se poate de obișnuită în antichitate ca oamenii care erau direct în slujba împăratului să fie făcuți fameni, adică eunuci, adică să fie castrați, pentru a nu mai purta grija aventurilor amoroase și a altor încurcături care ar fi putut să strice credința lor față de împărat sau față de cei care erau datori să slujească. Daniel și prietenii lui erau într-o mare încurcătură. Să asculte de porunca împăratului sau să nu asculte. Și bineînțeles au ales să discute cu această căpetenie a famililor dregători. Auzi, uite, noi am vrea să mâncăm altceva. Păi cum? Că nu puteți voi să faceți o excepție de la regulă. Dacă vă vede stăpânul mai trași la față, mai emaciați, s-ar putea să aveți probleme. Și îmi puneți capul în primejdie, pentru că atunci așa se punea problema. Încearcă-ne 10 zile. Și zice că după 10 zile erau mai viguroși la față, spune Cornilescu aici, mai grași, dar vă dați seama că nu poți să te îngrași cu zarzavaturi, dacă mănânci doar zarzavaturi. Și erau mai viguroși la față decât ceilalți și de 10 ori mai ageri la minte. Spunea tata, avea o vorbă, când mergeam cu el la lucru și aveam pe cineva cu noi care toată ziua era cu gândul la mâncare și îi spunea așa: auzi, mâncarea multă te prostește, munca te întărește. Și el tot timpul visa prăjituri, plăcinte, fripturi și toate celelalte. Zice, mai lasă gândul ăsta la mâncare, muncește mai mult și ai să vezi că ai să fii mai puternic. Mâncarea multă te prostește și te slăbește. Și așa este, să știți. Prea multă mâncare tâmpește mintea și slăbește forțele fizice, pentru că dacă mănânci mai mult decât este necesar și nu arzi prin muncă, în momentul ăla organismul este epuizat, pentru că trebuie să lucreze în plus și să depoziteze niște resurse de hrană de care nu are nevoie.
Și culmea, oboseala aceasta o simți printr-o foame compulsivă și vrei să mănânci din ce în ce mai mult. Și cu cât ești mai epuizat, cu atât îți dorești să mănânci mai mult. Așa că regimul acesta frugal n-a făcut decât să le dea beneficii pentru sănătate, să-i întărească și să-i facă mai viguroși. Și după 10 zile, spune cuvântul că erau mai bine la față și mai viguroși sau mai grași, cum spune aici, decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Fain schimb, las că mănânc eu și pentru voi, fraieri sunteți, nu știți voi ce-i viața, mai băieți. Lasă că le mănânc eu, n-aveți nicio problemă. Și lua la schimb vinul acela, poate că era un vin vechi, lua toate bucatele acele alese, le mânca el sau le împărțea cu prietenii și le dădea zarzavaturi. După aceste zile, spune cuvântul în versetul 17 că Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. În timp ce ăștia căscau și dormeau îmbuibați, mintea plină de toxine și de carbohidrați și de grăsimi, Dumnezeu le-a dat o minte ageră și i-a ajutat să înțeleagă mai bine tainele ascunse. Să știți că este o înțelepciune a lui Dumnezeu aici. Nu-i binecuvântează pe îmbuibați. Niciodată. Țineți minte lucrul acesta. Forța minții stă în cumpătare, în echilibru, în disciplină. Cu cât ești mai îmbuibat și mai dezordonat în viață, cu atât mintea va fi mai zăpăcită și mai încețoșată. Cu cât ești mai disciplinat, cu cât mănânci mai echilibrat, cu atât mintea va fi mai ageră și Dumnezeu poate să o binecuvânteze. Eram într-o zi la Mănăstirea Sucevița și stăteam de vorbă, eram cu soția și stăteam de vorbă cu o măicuță. Și ne povestea despre câțiva părinți, despre câțiva călugări bisericești care stau și postesc de la Crăciun până la Paști. Și spuneau că nu mănâncă decât prescură și se hidratează folosind niște infuzii de plante pe care le știu ei, le cunosc ei. Și de la Crăciun până la Paști nu mănâncă. Zice, sunt pe aici prin munți și se roagă. Și zice, unii dintre ei au peste 100 de ani. Și să știți că am vorbit cu oameni care sunt peste 90 de ani și peste 100 de ani, care au același regim. Nu o să vedeți un om longeviv atâta. Niciodată nu o să-i vedeți. De ce? Pentru că mâncarea multă scade din forța vitală și din forța gândirii. Din forța spirituală, ce să mai spunem. De aceea, învățați ceva de la oamenii aceștia lui Dumnezeu, de la oamenii puternici. După ce au înfruntat acest impediment și au avut curajul să-și asume, spune cuvântul că Dumnezeu le-a dat înțelepciune și împăratul i-a luat în slujba lui. Cu toate că le prescrisese un meniu cu forța, cu toate că aveau impus ce să mănânce, au avut curajul să înfrunte această poruncă și să urmărească binele de mai lungă durată. Dacă îți calci principiile în viață, vei face un obicei din asta. Și în cele din urmă nu vei mai ști cine ești, care ți este calea, care ți sunt acele coordonate ale ființei și fiecare te va duce unde va vrea. La un moment dat va trebui să înfrunți cu curaj aceste compromisuri și să iei deciziile care sunt cele mai bune pentru viața ta. Apoi au venit și alte provocări în viața prietenilor lui Daniel și au fost puși în aceeași situație de a face compromisuri și culmea, situațiile erau de viață și de moarte. Nu puteai să zici, lasă că e democrație, fiecare are drepturile lui, drepturile omului, dacă nu ne sunt împlinite aceste drepturi, protestăm, n-aveai șansa asta. Erau situații de viață și de moarte. Nu faci? Te-am scurtat de un cap.
sau te aruncăm în cuptor, sau te aruncăm la lei. Nu exista varianta se poate și așa. Nu, ori, ori. Și cu siguranță ar fi putut să găsească N scuze și N motive ca să facă un compromis. Însă, atunci când alegi să faci compromisuri, personalitatea ta și credința ta și forța spiritului tău scad. Și în cele din urmă vei deveni total irelevant. Cei trei tineri au avut de înfruntat o provocare. Împăratul Nebucadnețar, un megaloman de altfel, a construit o statuie toată din aur, aproape 30 de metri înălțime, ca să arate măreția lui, grandoarea lui. Nu este ceva nou sub soare, pentru că sunt și au fost și acum în contemporaneitate vedem tot felul de nebuni care vor închinarea, vor puterea absolută în mână și care își arogă drepturi de dumnezei. Toată lumea în câmpia dura, la semnalul dat de instrumentele muzicale, toată lumea în genunchi, plecăciuni, rugăciuni, să vadă cine este Dumnezeul adevărat. Doar că în toată masa aceasta de capete plecate și de oameni docili, au fost trei care au ridicat capul și care nu s-au plecat în fața chipului de aur pe care l-a înălțat cu atâta mândrie Nebucadnețar. Și bineînțeles că în momentele astea, când se trezește chiar unul să facă altfel decât face turma docilă, imediat se sesizează. Dar ce mă, tu ești mai grozav decât noi, dar tu ești mai deștept, tu ești mai deosebit, de ce nu te pleci în fața acestui Dumnezeu? De ce tu îndrăznești să înfrunți porunca împăratului? Ia să vedem noi ce putem face ca să te reducem la tăcere. Oamenii sunt foarte intrigați și foarte deranjați în momentul în care văd că există o contraopinie. Și când ei și-au călcat pe conștiință și pe principii și atunci când văd pe cineva care stă tare, este o mustrare de conștiință pentru ei, încep să fie răscoliți în suflet și vor să aducă la tăcere și devin delaționiști, ciripitori, părători. Și fiți atenți cum sună glasurile acestea. În capitolul 3, cei trei tovarăși ai lui Daniel, în momentul în care aud această poruncă, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei și așa mai departe, s-au închinat și s-au aruncat cu fața la pământ în fața chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate. Întotdeauna ciripitorii se prezintă ca fiind apărători ai dictatorilor și al binelui și ai binelui comun. Ăștia sunt cei mai mari apărători ai statului, ai societății, ai bisericii și a tuturor cauzelor nobile. Și încep cu glas mieros: veșnic să trăiești, împărate, știți, acea flatare de care au nevoie megalomanii. Ai dat poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpolului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Da, așa am spus, sigur că da. Îndrăznește cineva, observați cum pun problema. Astfel încât să-l întărâte pe dictator sau acea putere politică.
dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Să știți că lașii aceștia invocă binele comun, dar în spate nu este binele comun. Nu asta este motivația, ca și în campania electorală. Atunci aflăm toate adevărurile, toți corupții, toți aceia care trebuie arestați, tot ce nu se face pentru țară, toate le aflăm atunci. Dar motivația nu este asta, ci motivația este să dea la o parte un rival politic sau să câștige voturi. Și așa s-a întâmplat și atunci. Motivul lor nu era binele împăratului, că poate l-ar fi dorit mort. Motivul era să-i dea la o parte pe cei care le erau deasupra, le-ai dat treburile în administrare ale Imperiului, știi? Și am râvnit și noi la un ciolan mai bun, cu mai multă carne pe el. Asta era motivația, nu binele Imperiului, binele împăratului. Povești. Și am vrea să-i dăm la o parte. Și acum am găsit momentul potrivit. Ia uite-i. Nu ascultă de porunca ta. Să știți că lașii aceștia sunt cei mai periculoși. Când au în mână puterea, devin mai mult decât diavoli. De un cinism și de un sadism și de o răutate ieșite din comun. Este momentul în care să-și afirme personalitatea, că sunt și ei ceva sau cineva. Măcar că știu în sinea lor că sunt niște nimicuri, niște scârnăvii, niște oameni fără scrupule, fără principii. Dar când prind ocazia aceasta, te taie în bucăți. Avem oamenii ăștia pe care îi ai în funcții, am vrea să-i dăm noi la o parte și să-ți arătăm cât de credincioși suntem noi binelui comun și poruncii tale. Ce faci în momentele în care ești provocat să te închini lui Dumnezeu sau altor dumnezei, când moartea îți suflă în ceafă? E cumplit. Nu ai deloc opțiuni. Ori te închini lui Dumnezeu, ori faci compromisuri. Și câți n-au făcut astfel de compromisuri? Și n-aș vrea să judec pe nimeni. Până la urmă suntem oameni și putem ajunge în situații disperate din cauza foamei, din cauza suferinței, din cauza slăbiciunii trupești, voința scade. Nu asta este neapărat problema, însă în momentul în care faci acele compromisuri și mai ai și curajul să te erijezi în păstor și în conducător care dă sfaturi altora, aici este problema. Că unii au fost amenințați ca să sufle pe aici și pe acolo anumite lucruri, nu asta ar fi problema. Însă în momentul în care au devenit turnători și în timp ce spuneau ție să nu mergi sâmbătă la școală, copiii lor mergeau la școală, în timp ce tu încă să ai bătaie și vă spun pe pielea mea, veneau învățătoarele și spuneau, dar tu de ce ești mai fraier decât ceilalți? Că uite, fica lucutare și alucutare vine la școală în sabat și tu de ce nu poți să vii? Și veneau părinții lor frumoși și îți dădeau lecții de spiritualitate sâmbăta la biserică și spuneau cum să-L urmezi pe Dumnezeu. Sau mai erau niște păstorași ciripitori peste tot care veneau și spuneau, dar de ce să fugiți voi, fraților? De ce să nu colaborați cu autoritățile? Pentru că Dumnezeu vrea să fim niște oameni de bine în societate. Și în timp ce aveau pașapoartele, aveau toate beneficiile, îți spuneau ție cum să-ți duci viața de credință. Da. Și unul dintre ei spunea, fraților, de ce să fugim noi la munți și la stânci? De ce să fugim noi de prigoană? Că Domnul este cetățuia noastră în apartamentul nostru și în casa noastră. Și unii albeau oasele prin pușcării, iar păstorașii aceștia ciripitori ne spuneau cum să trăim viața astfel încât să nu supărăm comuniștii. Da.
Îmi place foarte mult curajul oamenilor acestora lui Dumnezeu, care n-au socotit că trebuie să plece capul și că trebuie să pupe picioare și alte zone. Ei răspund așa împăratului. Versetul 16. Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Să nu credeți că vorbeau cu un președinte din ăsta, care e și el pe acolo, sluga altora. Să nu credeți că vorbeau cu un membru din Parlament sau cu un ministru. Nu, vorbeau cu un om care avea toată puterea în mâna lui, care putea să facă așa sau așa. Și în secunda doi puteai să fii barbecue. A turbat de mânie Nebucadnețar. Cum să îndrăzniți voi să mă înfruntați pe mine, să-mi vorbiți în felul ăsta, să aveți curajul ăsta, să-mi răspundeți pe tonul acesta? În cuptor cu voi. Și aruncat în cuptor. Și în momentele următoare a putut să vadă o minune care l-a înspăimântat. Să știți că actul de curaj în sine înspăimântă. Dacă este însoțit și de o minune, atunci e groază pentru torționar. Faptul că nu renunți, faptul că rămâi tare lângă Dumnezeu sau lângă principiile tale sau lângă ideile tale, îi face pe torționar să turbe de mânie, pentru că nu poți să-ți înfrângă voința. De aceea, în sistemele totalitare, o simplă privire direct în ochi însemna un afront, însemna o amenințare și mulți erau împușcați pe loc. Și când ajungeai în lagăr, îți spuneau cei care fuseseră înainte acolo, nu cumva să-i privești în ochi pentru că te împușcă pe loc. De ce? Socoteau că este un act de înfruntare, de obrăznicie, de insolență, să privești pe superiorul tău în ochi. Asta este o dovadă a puterii. Doar capete plecate, doar oameni smeriți, doar oameni docili, doar oameni care se supun. Asta au nevoie. Și în momentul când a văzut actul lor de curaj, însoțit de această minune, Nebucadnețar s-a îngălbenit și a început să tremure de frică. Și spune versetul 24 că atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, ne-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnețar a dat poruncă să fie scoși imediat afară din mijlocul cuptorului și a dat poruncă ca toți să-i se închine lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez aici un aspect foarte important. Dacă oamenii aceia, Șadrac, Meșac și Abednego, ar fi fost niște păliduți executanți, cum și-ar mai fi găsit în inima lui Nebucadnețar loc solia să se teamă de Dumnezeu? Dacă ar fi fost niște fricoși din ăștia cărora le tremură dinții, împărate, știi, da, da, sigur, sunt vremuri grele, sunt vremuri de restriște, plecăm și noi capul și ne mai gândim când ne mai închinăm lui Dumnezeu, veșnic să trăiești, împărate, dacă așa zici, așa facem, dacă ne ceri să închidem biserica, ți-o dăm cu totul, dacă ne ceri ca să-ți fim credincioși, să-ți pupăm mâinile, să pupăm și picioarele, îți dăm și cheile de la tot, îți dăm tot, numai să scăpăm.
Ați întâlnit atitudini din astea? Și momentele acelea, cum și-ar mai fi rostit Dumnezeu solia dacă i-ar fi fost niște lași? Nu sunt puține ocaziile în care Dumnezeu i-a convertit pe torționari tocmai prin acest act de curaj și de statornicie din partea oamenilor săi. Aduceți-vă aminte de Pavel, bătut măr în temnița din Filipi, alături de prietenul său Sil. În momentele următoare, a început să cânte. Se face cu tremur de pământ și torționarul vine disperat, gata să se omoare, gata, ăștia au plecat de aici, au evadat, viața mi este în primejdie, n-are rost să mai trăiesc. Și Pavel îi spune, stai liniștit, nu-ți lua zilele, pentru că toți suntem aici, act de curaj și de demnitate. Torționarii convertiți arată că mărturia plină de demnitate și de curaj a oamenilor lui Dumnezeu a avut un impact în viața lor. Dar dacă ar fi fost niște personalități șterse, niște oameni de tip preș, pe care unde îi pui acolo stau, ce impact ar mai fi avut asupra lor? Din păcate, istoria și greșelile oamenilor mândri și depărtați de Dumnezeu se repetă. Și impactul acesta al mărturiei celor trei n-a avut prea mare durată în inima și mintea lui Nebucadnețar. Și după aia iară s-a mândrit în sinea lui și a început să zică, a închinat eu lui Dumnezeu, a fost o nebunie, poate de moment, a fost o decizie pripită, dar totuși, în timp ce stătea pe acoperișul palatului său, s-a gândit el, oare nu este acesta Babilonul pe care l-am zidit eu? Și după o perioadă de timp pe care i-l-a dat Dumnezeu ca har, după ce i-a dat un vis tulburător, după ce Daniel el a istorisit cu lux de amănunte și i-a spus să se lase de păcatul mândriei, Nebucadnețar, privind Babilonul, a zis, oare nu este ăsta Babilonul pe care l-am zidit eu? Eu. Și Daniel a avut curaj să-i spună, pune capăt păcatelor tale, placă-ți sfatul meu, împărate. A zis, na. Și a trecut cam un an de zile. Și nebunia i s-a urcat la cap până când Dumnezeu l-a lăsat să nebunească. Și în cele din urmă l-a lăsat să-și piardă mințile 7 ani de zile. 7 ani de zile Nebucadnețar a umblat ca un animal prin pustiuri, prin sălbăticii. I-au crescut unghiile ca la uli, părul pe el, pene, spune cuvântul lui Dumnezeu, și mânca iarbă ca boi. Până când, după 7 ani de zile de nebunie, s-a urcat, s-a uitat spre cer și a zis, Doamne, ce fac eu de fapt, lupt împotriva Ta și a puterii Tale? Doamne, Te rog, iartă-mă. Și în momentul ăla Dumnezeu i-a redat mintea, i-a redat tronul, puterea și înțelepciunea de la început. Și l-au pus din nou pe tron. 7 ani de nebunie. Cât de cruntă este mândria aceasta. Dar Daniel a avut curajul să-l înfrunte și să-i spună, împărate, nu faci bine. După ce a trecut domnia lui Nebucadnețar, a trecut la odihnă, a urmat un nebun, un chefliu, un nepot de-al lui, Belșațar. Ăsta nu s-a remarcat sub nicio formă, nici din punct de vedere militar, nici din punct de vedere al înțelepciunii, nici strateg nu era. Era un pierdevară, un pui de bani gata, care moștenise totul, s-a născut, vorba cuiva, moștenitor. Da? Sunt unii care se nasc în viața asta moștenitori. Și dintr-o parte, și din alta, și din alta, le curg din toate părțile moșteniri și bani și averi. N-au nicio treabă decât să risipească.
Și așa s-a născut și el, moștenitor. Împărăție, bani, femei, distracții, chefuri, tot ce vrei. Și în cele din urmă, când și-a dat seama că se plictisește, s-a gândit ce să mai inventeze în materie de păcat. Știți că atunci când nu mai poți de bine, îți dă dracu idei. Și îți dă dracu idei ce să mai faci în materie de păcat și de tâmpenii. Și într-o seară i-a venit lui o idee în timp ce chefuia cu mai mari, lui 1000 de mai mari. Erau acolo toți miniștrii, toți mai mari din imperiu, oameni cu bani grei. Ce să mai facem? De îmbătat ne-am îmbătat, de destrăbălat ne-am destrăbălat. Măi, hai să luăm noi vasele din casa Dumnezeului lui Israel, că pe asta n-am mai făcut-o, să bem din ele, că asta ne mai lipsește acum. Și la un moment dat a văzut cum scrie o bucată de mână pe zid, mene, mene, tekelu, farsin. La care împăratul îngălbenește, este plin de groază și s-au lovit încheieturile șoldurilor și i s-au izbit genunchii, s-au desfăcut încheieturile șoldurilor, care sunt cele mai puternice din scheletul uman. Și a chemat repede experții în teologie, în astrologie, în vrăjitorie. Pe toți a chemat și niciunul, culmea, nu știa să-i tâlcuiască taina aceea lui Dumnezeu. Până când împărăteasa i-a spus, împărate, stai liniștit că ai în împărăție un om foarte înțelept care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și l-a chemat pe Daniel. Și în momentul acela îl ia așa puțin peste picior. Versetul 14 din capitolul 5. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel, acela unul din prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine, că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe ghicitori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. E, ce zici de asta? Uite, ofertă generoasă din partea mea. Însă oamenii integri, să știți că nu sunt mânjiți și nu sunt momiți de zăhărelul acesta și de acadelele pe care le oferă oamenii corupți. Și dă un răspuns așa, cât se poate de tăios lui Belșațar. Auzi, ține-ți darurile, împărate, pentru că în noaptea asta o să pierzi împărăția, o să pierzi tot. Curaj să-i spui unui monarh lucrul ăsta. În noaptea asta vei pierde împărăția mezii și persii. Mezii și persii vor veni și vor lua Babilonul, iar tu vei fi omorât. Bineînțeles, împăratul s-a ținut de cuvânt, i-a dat recompensele, dar s-a împlinit ceea ce a spus Daniel. Stau acum să mă gândesc, uitându-mă la viața lui și la deciziile pe care le-a luat, la deciziile riscante pe care le-a luat în ceea ce privește închinarea, niciodată Daniel n-a făcut niciun compromis. A rămas credincios cauzei lui Dumnezeu? A rămas credincios și monarhilor când era vorba de administrarea treburilor împărăției, dar când era vorba de închinare, Daniel avea așa un fix al lui, să-i rămână credincios lui Dumnezeu. Când era vorba de șpăgi, nu mersi, când era vorba de mită, nu mersi, când era vorba de alte lucruri dubioase, nu mersi. A căzut împărăția Babilonului. Daniel a rămas în picioare. Și împăratul Darius l-a pus peste cei 120 de satrapi, peste care a ales 3 căpetenii, dintre care cel mai mare era Daniel dintre toți. Dacă ești om integru, oricine are nevoie de tine.
Dacă ești jagardea, ești bun atâta vreme cât împlinești anumite porunci. Dacă ești corupt și coruptibil, mai devreme sau mai târziu, oamenii se vor descotorosi de tine pentru că n-au nevoie de vânzători pe lângă ei. Și știu că mai devreme sau mai târziu vei trăda, așa cum i-ai trădat pe ceilalți. Se folosesc de tine, de serviciile tale, când nu mai ești de folos, ai sărit. Observați cum se întâmplă și cu dosarele acestea. Sunt unii înălțați în funcții până când sunt deranjanți. Și când sunt deranjanți, apare ba un plagiat, apare ba o aventură amoroasă, apare ba un scandal, ba o luare de mită. Până atunci, nu, și culmea, dosarele sunt de 4, 5, 7, 10 ani, dar până atunci nu s-a sesizat nimeni. Nu, de ce? Pentru că au fost utili și au avut nevoie de dosare ca să-i manipuleze. Însă, Daniel era de nemanipulat, de necorupt. Nu puteai să-l corupi cu nimic, nu puteai să-l cumperi cu nimic. Și împăratul a zis, pe ăsta îl vreau în fruntea căpetenilor. Bineînțeles că lucrul ăsta stârnește invidie. Și s-au gândit ceilalți, mă, dar cum? Imperiul cade, ăsta tot în funcție rămâne și tot în grațiile împăratului, ceva nu este în regulă. Trebuie să facem ceva, să-l înlăturăm, că nu-l mai suportăm. Ăsta nu fură, ăsta nu mai poate să facă nici altele, ăsta nu vine la chefuri cu noi, nu putem să-i găsim nimic. În contabilitate lucrurile ies la virgulă. Ce putem să facem? Doar dacă inventăm ceva legat de credința lui, legat de convingerile lui. Și-au găsit. Au venit din nou să-l flateze pe împărat. Observați tiparul. Nemernicii știu să flateze foarte bine. Și oamenii fără scrupule. O, împărate, ești atât de grozavă. Ne-am gândit noi la binele tău să dăm o lege prin care toată lumea să ți se închine ție. Și bineînțeles că oamenii aceștia cu influență sunt flatați de astfel de complimente. Nu se gândesc mai departe că vine cârligul. Da, bine, da, dați aici legea, o iscălește, pune pecetea cu inelul său și s-au pus pe pândit. Unde este Daniel? Ce face? Gata, l-au prins imediat, s-au dus cu pâra la împărat. Împărate, gata, uite, fapt împlinit, Daniel, sfidează porunca ta. Nu ai dat-o porunca să nu se închine nimeni? Ba da, cum să nu? Uite, Daniel, cel pe care tu îl iubești și ai dat atâtea funcții și atâtea privilegii, sfidează porunca ta. Exact la fel ca și cei din Câmpia Dura. Zici că i-a făcut o mamă pe toți. Și împăratul ar fi vrut să schimbe porunca, dar nu mai putea. Daniel a rămas demn și a înfruntat porunca aceea cu curaj și a rămas același care a fost și mai înainte, credincios lui Dumnezeu, când veni vorba de închinare. Și împăratul, cu părere de rău, a vrut să-l scape, dar ăștia, na, împărate, nu se poate, legea mezilor și a perșilor, dreptul, trebuie să-l respect, n-ai cum să faci, trebuie să-l dai la lei, neapărat, trebuie să scăpăm de el. E fi tu împărat, dar asta este. Și parcă văd satisfacția satanică cu care se bucurau de acest triumf al lor. L-a lăsat pe Daniel în groapa cu lei, bineînțeles știți povestea mai departe, Dumnezeu îl protejează pe Daniel și a doua zi cei care l-au aruncat în groapa cu lei au trebuit să devină hrană pentru lei. Așa se întâmplă atunci când îți vinzi principiile, așa se întâmplă atunci când devii laș și când nu ai scrupule. Ajungi, mai devreme sau mai târziu, să plătești pentru lipsa ta de integritate. Însă ceea ce îmi place cel mai mult în cuvântul lui Dumnezeu este faptul că oamenii lui Dumnezeu nu au avut frică în momentele acestea de cumpănă, în momentele tensionate, în momentele limită. Când ar fi putut foarte frumos să spună
Și Daniel, e, și dacă mai mănânc eu o langustă sau o coadă de purcel, ce mai contează? Asta e, sunt vremuri grele, nu mă vede nimeni, nu mă știe nimeni, până la urmă Dumnezeu înțelege. S-ar fi putut să spună cei din Câmpia Dura, o, Doamne, știi cât de gravă este porunca asta, să fim noi pârjoliți în cuptorul ăsta, să ardem de vii ca niște purcei pus la proțap sau ca niște berbeci? Nu, Doamne, știi, înțelegi situația, acum na, uite, toată lumea face așa, acum când o să scăpăm de aici, o să slujim cu mare credincioșie și o să-ți mai aducem niște jertfe, mai aducem niște bani și se rezolvă. No. Apoi, dacă e să vorbim de situațiile în care Daniel a trebuit să dea mărturie înaintea monarhilor, n-a îndulcit-o cu miere. Le-a spus clar, împărate, asta este porunca lui Dumnezeu. Pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. În noaptea asta vei pierde împărăția. A, nu, s-ar putea, stai să vedem. A, e vorba de ciupit ceva, suntem și noi pe aici. Te ajutăm, împărate, suntem lângă tine. Știm că o să, da, noaptea asta o să pierd, dar nu mai contează, nu. Mărturia a fost clară, directă. Și când a trebuit să dea testul final, era deja la o vârstă înaintată, să te mai pretezi să ai curaj când ești bătrân, știi, mai slăbește puterea fizică, să te gândești să fii mâncat de lei chiar în halul ăsta, la vârsta asta când ai ajuns. No. Oamenii lui Dumnezeu au rămas la principii, la cuvântul lui Dumnezeu și au fost dispuși să plătească prețul pentru credincioșia lor față de Dumnezeu. Unii dintre ei au murit, alții au triumfat prin viață și Dumnezeu i-a ajutat să rămână o mărturie vie. Și unii și alții i-au rămas credincioși lui Dumnezeu și între frică și credință au ales credința. Tu ce alegi? Frica sau credința? Aceasta este o întrebare la care poți să răspunzi de-a lungul vieții în situațiile limită pe care ți le aduce viața. Tot timpul suntem puși la încercare să alegem frica sau credința.